Individul care a lăsat 20 de oameni cu mașinile pe butuci într-o parcare din Constanța este un recidivist periculos. El a dat foc în urmă cu 2 ani unui bloc cu 10 etaje și a lăsat zeci de familii pe drumuri înainte de Crăciun. Atunci n-a fost tras la răspundere pentru că avea doar 13 ani. Specialiștii cred însă că dacă era trimis la reeducare, un astfel de incident grav ar fi putut fi evitat. Individul de 15 ani nu s-a liniștit. Asta deși a scăpat la limită de pușcărie în urmă cu doar 2 ani, când a dat foc unui bloc și a lăsat sute de oameni pe drumuri. Ascuns după o glugă și cu un briceag în mână, de această dată a lăsat zeci de familii cu mașinile pe butuci. A fost un gest necontrolat al lui sau are probleme psihice, că altceva nu pot să înțeleg. Felul în care a lucrat destul de bine. Timp de 2 zile, polițiștii au încercat să-l găsească pe făptaș. I-au ajutat mult imaginile de pe camerele de supraveghere. Persoana bănuită a fost identificată ca fiind un minor de 15 ani. În urma verificărilor efectuate, a rezultat că peste 20 de alte autoturisme parcate prezintă distrugeri la învelope. În 2021, băiatul împreună cu un amic cu 2 ani mai mare au lăsat zeci de familii fără casă chiar de sărbători. Au dat foc unor sticle incendiare într-o parcare subterană. Vâlvătaia a înghițit rapid un bloc cu peste 150 de apartamente și mai multe mașini. În urmă cu aproximativ 2 ani, minorul a fost implicat în incendiul devastator care a mistuit acest bloc de locuințe. La acea vreme, băiatul avea 13 ani, vârstă la care nu putea să răspundă penal pentru faptele sale. Pentru nenorocirea provocată a plătit doar prietenul lui, condamnat la 3 ani și 4 luni de internare într-un centru de detenție. El a fost lăsat în libertate. Mai rău este faptul că nu i s-au impus niște reguli. Nu a fost introdus într-un program de reabilitare. Ar fi fost important să urmeze un program de reabilitare, un program de terapie, poate cognitiv-comportamentală, care ar fi putut să-i îndrepte comportamentul. Băiatul, care are acum 15 ani, este cercetat pentru distrugere și de data aceasta riscă între 2 și 7 ani de închisoare.